București, mare voievod recunoscut ca protector al ortodoxiei în spațiul românesc. A ctitorit mănăstirea Cozia cu hramul Sfânta Treime. A luptat pentru credință până la moarte. Mircea cel Bătrân a intrat în conflict cu Imperiul Otoman din cauza intervențiilor sale în sprijinul popoarelor creștine. Vlad Țepeș, domn al țării românești, a avut o domnie sângeroasă datorită luptei pentru adevăr. Unde ești tu, Țepeș, Doamne? Haide, vino, fă curat, că mi-e dor de liniște. Vino, Țepeș, pentru noi, că ne place omenia și fă ordine în țară. Vlad Țepeș a luptat pentru a-și apăra domnia și țara având simțul dreptății. Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, considera vitejii Moldovei ca sfinți pe rugăciunea lor în luptă, se sprijina cerul Moldovei ca pe umerii unor uriași. Slujirea Sfintei Biserici era o rațiune a existenței sale. Nenumărate documente stând mărturie peste veacuri. Eu, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu. Prosperitatea economică a țării a permis lui Ștefan cel Mare punerea în aplicare a unei politici de construire a unor edificii religioase cu important rol cultural, artistic, dar și militar. Calitățile sale de organizator, protector al culturii și promotor al ortodoxiei, diplomat și conducător de oști, au fost recunoscute de plan intern și extern încă din timpul vieții sale, rezistând atât la trecerea timpului, cât și la analizele istoriografiei moderne. Mihai Viteazu, domn al țării românești, a luptat pentru unirea celor trei state medievale care formează România de astăzi în chipul Sfântului Sfintei. Mihai Viteazu a fost numit cavalera lui Hristos prin lupte cu toate, a apărat nu doar țara sa și întreaga creștinătate de atacuri popoarelor îngrijorate. Vasile Lupu, domn al Moldovei, din credință a reușit să vizice cultura poporului și să susțină finanțarea parafiei publică, obținând astfel moaștele scripturale din Parastieva. Cu gloria Tatălui și cu ajutorul Sfântului, Sfântului, Sfântului Duh, iată eu, robul Stăpânului Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și împlinător al treimei, eu, Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn al țării românești, este de asemenea modelul unui creștin autentic. Amintim cuvântul de final, cuprinse palada lui Brâncoveanu. Să-ți știi că am unit creștinul, Constantin Brâncoveanu este la nivel național, poate unul dintre cei mai reprezentativi sfinți, ca urmare a faptelor sale de excepție care au marcat atât istoria poporului nostru, cât mai ales stabilitatea spirituală. Thank you.